poezia se numește Salutări de la Virgil Mazinescu. A, dar să vă spun și ce este cu această carte, scrisor din Arcadia, ca să înțelegeți. Eu, la un moment dat, am fost internat la spital în nou, fiindcă am avut niște probleme cu capul. Și acum am început să scriu această carte. Iar Arcadia este spitalul nou. Așadar, salutări de la Virgil Mazinescu. Dragile mele, ce tinere sunt mâinile voastre, așezate pe masa din băruneț, și plămânii voștri sunt curați ca o farmacie. Sângele vostru are 4 nuanțe diferite de roșu aprins, când aleargă de-a lungul oaselor voastre elastice și pătrunde în mitrele voastre, făcându-le să miroasă ca niște fructe de mango. Uitați-vă la degetele mele zbârcite, care 30 de ani au pipăit hârtia ca pe o femeie. Uitați-vă la mine cum bâțâi din cap și vă transmit salutări de la Virgil Mazinescu. Strâng din pumnii mei slăbănogi și știu că nu mai e nimic de sperat. Am vrut să inventez poezia și n-am inventat poezia. Viața mea a fost o viață în gong, trăită mai mult prin cârciun pline de fum, unde oamenii vin ca să uite. Am scris câteva cărți inutile și am văzut 2 sau 3 femei goale în 30 de ani. Una din ele m-a adus aici, unde mi-au tăiat barba și mi-au dat un halat ca feniu. Lăsați-mă să mă uit la șoldurile voastre puternice, din care vor ieși 4 șiruri de oameni, alergând zăpăciți în toate direcțiile, plutind pe valuri de Coca-Cola și iubind femei ca reclamele unei fabrici de tancuri. Ce tinere sunt mâinile și picioarele și umerii voștri, voi râdeți, dansați, faceți dragoste și nu știți nimic. Ehei, pe o bancă ca asta s-a despărțit pentru totdeauna Virgil Mazinescu de cuvintele tribului și tot pe o bancă ca asta și-a smuls Silvia Plaf crinul de sticlă din uter și l-a sfârmat între degete. Și acum, haideți să ne sărutăm lung, fiindcă seara s-a lăsat ca un corp în scorbura cenușie dintre sprâncenele voastre, fiindcă toți o să putrezim și fiindcă viermii o să ne mănânce pe toți diamantele mele. E și asta a fost.